La 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 la. Toată lumea știe piesa asta. Îți voi demonstra chiar acum. Doi și. La 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 la. Toată lumea astăzi vrea să fie Mircea Baniciu. Pentru că fiecare dintre voi știți o poveste despre Mircea. Fiecare dintre voi ascundeți un secret despre Mircea. Astăzi toate secretele vor fi puse pe această scenă. În acest teatru național din Timișoara, la o aruncătură de privire de catedrală din Timișoara, acolo unde Revoluția a început. Dragii mei, bună seara, bine v-am găsit la o seară excepțională, în care vom vorbi, vom suspina, vom ofta și vom zâmbi la adresa unui singur om. El este timișoranul Mircea Baniciu. Dacă ar fi să intrăm în biografia lui, ne-am pierde printre atâtea CD-uri, piese cunoscute, concerte, stadioane și așa mai departe. Ne-am pierde printre atâtea autografe și declarații de dragoste și scrisori de la zeci, sute de mii de fane. Ne-am pierde efectiv printre atâtea elemente pline de amintiri frumoase. Bineînțeles că până să cunosc data de 31 iulie, pentru mine era o dată oarecare. În momentul în care am aflat că 31 iulie este ziua lui Mircea Baniciu, atunci a devenit pentru mine o zi națională. Și de fiecare dată, pe 31 iulie, îl sun, îl îmbrățișez și, dacă îmi permite, domnișoară, aveți peste 18 ani. Da. Perfect. Beau și un pahar cu el. Numai dacă îmi permite. Rare sunt ocaziile, dar au fost. Dragii mei, în această seară ne bucurăm de această legendă, Mircea Baniciu, care m-a influențat nu numai pe mine, ci întregi generații de muzicieni, de cântăreți. Pentru că Mircea Baniciu este de departe una dintre cele mai frumoase, senzaționale voci ale rockului românesc. Și pentru asta aplauzele vor fi până la capătul serii! Ce ne propunem în seara asta? În seara asta vreau să vă spun că va fi un tribut pentru legenda Mircea Baniciu. Tribut realizat din gânduri de la colaboratori, de la susținători, de la admiratori. Este foarte important să vă spun că primul lucru pe care îl veți vedea este un film. Un film care nu va fi unul obișnuit. Este o retrospectivă inversă. Vom începe cu niște imagini pe care s-au filmat acum aproape o lună la lansarea filmului Phoenix. Atunci când Mircea Baniciu a stat pe aceeași scenă cu Nicu Kovács. Incredibilul s-a realizat. Și veți vedea imagini de atunci și toate imaginile vor decurge până la începuturi, de-a lungul celor 50 de ani. Înainte să dăm drumul la film, vreau să vă rog un singur lucru. Dragii mei timișoreni, dragii mei fani, întru Mircea Baniciu. Dacă vreți să zâmbiți, faceți-o. Dacă vreți să râdeți, dați-i drumul. Dacă vreți să aplaudați din toată inima, simțiți-vă liber. Dar dacă vreodată, pe parcursul acestei serii, o lacrimă vi se despringe și se prelinge pe obraz, lăsați-o să curgă. Pentru că astăzi vom sărbători 50 de ani într-o singură seară. Vine să plâng acum. Ia-mă ușor! Cine m-a ales prezentator? Ok. Doamne și domnilor, să înceapă seara Mircea Baniciu! Hei, hei!
văzut și m-au dus înapoi în timp. Fecioară el plăcău. Doamne, și-acum să iasă pe drum. Nu poi că turmat limba înfocat, doar că s-o speria, doar că s-o medica, apoi cum pleca. Să vă viața din jarul și sprumuite, viața nu pinge. Iare herale din rodina tot, să vă-i fiți pe-i tot. Doar am văzut pe unde am trecut, un zid părăsit, cine-i sprăvit, câinii cum îl văd, la el să răpăr, și la trapul stii. Moarte strânge în sac, 70 de fucosforii și păpat obac. Fucosii pierd în gotforii, moarte strânge în sac, 70 de fucosforii și păpat obac. La început de drum, toți visăm o stea, s-o atingem în zori. Merită să încerci, chiar te nu vei fi printre învingători. Tristezi de stres, pustii și mute, de ziduri vechi și cu fațade, de edificii cunoscute, în care nu știi cine șade, în care nu știi cine șade. Ar fi mai bun acum o sticlă de vin, ar fi mai bine să încep să ne vin. La urma urmei eu cu ce-s vinovat, ia eu nărucă, eu sunt adevărat. Alo, 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 alo. Pe grudă șoală-i ceartă, toți voinici urcă, și cu frageru-ți pe strete, și cu chiocelu-ți pe strete. Suie casa munților, munților, cărunților, și trecând peste votare, voinicilor strigă tare. Scandalul nu știu cum se termină, mereu cu pal. Chica că tu drumul-i bine, cuvântul nu-i bine, scrută marea. Ai țican, țican, gipsii și inări, cărăce și ani trec pe drum. Țigăria, iar mare, iar Călură, care noaptea frunzește.
nu plec genunchii, nu cerșesc. La fel cu tine, gândul nu-mi, nici să urăsc, nici să iubesc. Uite o pisică neagră, luna înapoi, aleagă tâncul pietre după ea. Când o văd cum șopătează, inima îmi sângerează și fac loc în viața mea. Tot așteaptă acum dezastru și să-mi cadă în cap albastru cerului așa pe loc. Dintr-o dată dă o col prin lumea toată. Timpul zboară, dar măsoară ce se întâmplă zilnic pe pământ. Lali lali lula, lili lali lulu, la la la, lili lulula, la la la, lili lulula, la la lulu. La la lilu la lulu, lilu la lulu, lilu la lulu, lilu la lulu, la 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 la. Culorile alergau, când se certau, fața toată lumina cu albul de bar, eșarfânta. Aveam 18 ani, eram bidușman, denișal, primăvară-n păr și miros de măr. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și de-o stradă neîncetat. Andrii Popa, hot bărbat, Andrii Popa, hot bărbat, e haiduc și e vestit. Popa, cel voinic, e haiduc și e vestit. Andrei Popa, cel voinic. Toate-n par în jur străine, toate-n par în jur străine. Lume rece fără tine, lumea rece fără tine. Amintiri de-un gând atinse, îmi trezesc durerea prinse și mi-aduc aminte că ai plecat. Și mi-aduc aminte că ai plecat. Nași mirelui, te duc fraga de la câmpul lui Lala, iar rănașii ei, roa norilor și florile de tei. Păi ce-o mai juca? La 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 la. Și ce-o mai cânta? La 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 la. Ce-o mai rope la opinci? Ce-o face grobea dăi? Dar nu ne vom opri până în zori de zi. L-am forțat să meargă în față, să dea măcar dintr-un picior și din tamburină. Și s-a impus, cu vocea lui, s-a impus. Mai ales, spun, arăta și foarte bine, fetele se tupeau după el. Picea Banici, ți-am zis, o voce nazală, popească, dăscălească, nu știam că îi zice, că îi cântă ca un dascăl, care îi place, nu-i place lui Nicu Covaș, că ne-am certat de multe ori pe chestia asta și am scris-o de nenumărate ori și la asta a subscris mereu și Dan Aldea, a dat culoarea și personalitatea trupei, mai ales suna românește, domnule. Și mai ales că suna ceea ce nu prea aveam noi voie, suna ca în biserică uneori. Poate că asta a pătruns în subconștientul tânărului român, al acelei generații, acestei generații, care vă vorbește prin mine acum, și a prins extraordinar. Și prețuim în viața toată doar oamenii atâta tot. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții-a nemințit pot. Nu ne-o mințit noi niciodată, nici alții-a nemințit pot. Ta-da-da, ta-da-da.
primii 50 de ani. Sunt curios ce faci acum, în partea a doua, la următorii 50 de ani. Pentru că acum ați văzut din timpurile noastre până în trecut, o luăm acum de la capăt. Prieteni din copilărie, prieteni din școală, îmi cer scuze, ați pus o cutie de șervețele lângă Mircea, vă rog din suflet. O să zic că ești răcit. O să... Așa, perfect. Așadar, începem cu începutul. În școală avea un prieten. Un prieten care până în ziua de astăzi, în foarte mulți ani, a reușit să-i adună pe toți colegii de școală. Un asemenea om aș fi avut nevoie și eu. Din păcate n-am avut. Dragii mei, chiar acum pe scenă, ascultați cu atenție declarațiile și dezvăluirile. Vine profesorul universitar, Marius Vizerea. Așa cum m-a prezentat maestrul Horia Brânciu, sunt un prieten de-o viață cu Mircea, sărbătoritul nostru de astăzi. Și aș vrea în câteva minute să evoc primii ani și atmosfera din Timișoara, perioada 1900... Pot să spun Mircea, da, 65-70, din secolul trecut, mileniul trecut. Ținuta pe care o port acum este o ținută bărbătească de gală, cu poale lungi până la genunchi. Asta e definiția conform Dexului. O port a doua oară. Prima dată am purtat-o la nunta fiicei mele, la care Mircea și-a onorat o promisiune făcută cu ani și ani în urmă, la bacalaureat. La bacalaureat l-am ajutat pe Mircea să depășească un moment dificil. Și-a luat atunci un angajament și a spus cândva, la nunta fiicei tale am să vin ca invitat. Și și-a onorat... A putut să-și onoreze, și m-am bucurat și eu că a putut să-și onoreze această promisiune. Un coleg mucalit, coleg tot așa cu noi, care se află în momentul ăsta în sală, mi-a spus, vezi, mai poartă-ți costumul ăsta, îmbracă-l mai des, de bună voie, ca nu cumva să te îmbrace alții cu el. E un coleg mucalit, trebuie să recunoaștem. Ei, vreau să trecem acum la descrierea atmosferei anilor pe care am menționat înainte, la liceul numărul 7 din Timișoara, actualmente liceul Moisil, un liceu, zicem noi și zic și alții, un liceu de elită, un liceu în care s-au legat multe prietenii pe viață și a fost un creuzet de, poate, de personalități. Noi am făcut parte, împreună cu Mircea, din clasa 11-a, reală 2. Veți vedea dorul nostru de adolescență cu colegii din clasa pe care am menționat-o, între care o foarte mare parte se află în sală acum și îl onorează cu prezența pe prietenul nostru Mircea. Au fost ani în care prietenia, loialitatea, colegialitatea, curajul și un pic de nebunie, așa, au făcut clasa noastră de nebiruit, așa zicem noi. În liceul acela, cum ziceam, creuzet de talente, interesant este că de acolo au evoluat o serie de personalități ale lumii artistice, nu neapărat științifice, artistice, dintre care câțiva îi vedem pe ecran. O colegă de-a noastră de clasă reală, Irina Nica, solistă a operei din Cluj. Mircea Baniciu, îl vedeți acolo împreună cu o colegă, dar înainte de aia vreau să-l prezint în dreapta pe tenorul, cunoscutul tenor Corneliu Murgu. Dumnezeu să-l odihnească. Cunoscut tenor la opera din Viena și mulți, mulți ani director al operei din Timișoara. Tot de la liceul nostru, cu un an mai mare, e adevărat, nu era în clasa noastră. Moni Bordeanu.
Nu mai are nevoie de prezentare, legătura cu Phoenix este cunoscută și nu în ultimul rând, Mircea Baniciu, actualul nostru sărbătorit. La acel liceu de care spuneam și în clasele paralele de reală, a existat o adevărată emulație artistică, chiar emulație artistică. Eu mi-aș permite așa, păstrând proporțiile, păstrând măsura, să compar acea mișcare incipientă, in spe, așa, a vremii, cu flower power-ul anilor de atunci, cu muzica anilor de atunci și cu mișcarea hippie, aș zice. Acum apare pe ecran formația care i-a permis lui Mircea, care i-a deschis drumul înainte de a ajunge în formațiile Phoenix și la cariera solistică. Și anume, este formația Hyperion, în care s-a întâmplat să fie 3-4 colegi din clasă de la noi, chitariști într-o clasă de reală, greu de imaginat astăzi, chitariști și un toboșar, un baterist, care aveau și ei un repertoriu pe care îl exersau prin pauze. De exemplu, Mircea în perioada aceea a exersa, dacă își mai aduce aminte, You Are My Destiny. Îl traducea și îl interpreta pentru noi prima dată, mult înainte de a fi el solist și așa mai departe. E, această formație avea drept soliste permanente sau temporare, alte colegi din clasa noastră pe care le puteți vedea acolo. Marina Bejan, o cunoscută artistă plastică mai nou, Doina Oancea Onisei, o profesoară la Facultatea de Medicină și, nu în ultimul rând, Adriana Babeț. Absolventă de clasă reală și ea. Acesta este tabloul de absolvire al nostru, fetele noastre cu cordeluțe, băieții cu cravată, Mircea este acolo în partea dreaptă, iar poezia moto pe care am pus-o pe tablou îi aparține unei colege de clasă, pomenită mai înainte, Adriana Babeț, și cu, cum să vă spun, cu elemente ale vârstei, cu un teribilism, cu o șară încredere extraordinară în puterile noastre, suna cam așa. Vom bate mâine în zori la porțile cetății și albi porumbi ai păcii din palmă ne-or zbura, primiți-ne între voi străjerea demnității, din bronzul vârstei noastre, scut vieții om înalța. Este o poezie de... Nu știu dacă e în sală colega noastră, ea zice că este una de început și nu o face publică, dar ea a rămas în istorie. Prima întâlnire a noastră după absolvire a fost la 10 ani, a fost o întâlnire memorabilă cu o deplasare și cu o filmare, o primă filmare a celor vremuri, gândiți-vă, era în anul 1977. Aici suntem la acea întâlnire și după aceea la Mircea acasă. Da, Mircea este cel cu plete lungi, 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 vremea de atunci. Observația lui Mircea, după care s-a condus, sunt sigur, toată viața, rămâi tânăr doar făcând ce-ți place. Mircea Baniciu, 1977. Vreau să aduc un omagiu profesoarei noastre de suflet, cea care ne-a format. Și cred că Mircea este în asentimentul meu când spun asta, doamna profesoară Stella Tomșa, profesoară de matematică, dar un suflet extraordinar de mare și care, de fapt, ne-a făcut pe noi, pe mulți, ceea ce suntem astăzi. Și vreau să menționez unul, ca să aduc citatele pe ceea ce am vrut să vă prezint, unul dintre ele. Credeți-mă, eu nu invidiez pe nimeni, dar simt puține invidie, așa, un strop, că nu am apucat să trăiesc într-o clasă ca a voastră. Este ceea ce ne-a rămas la suflet din spusele doamnei profesoare. Mulțumim, doamnă profesoară!
Nu vreau să vă mai rețin mult, este ultimul slide. Povestea merge mai departe, sperăm noi. Viața nu este ce ai trăit, ci ce ți amintești că ai trăit și cum ți-o amintești pentru a povesti. Gabriel García Márquez. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spectacol plăcut mai departe. Thank you.
vin. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Doru! Acreotese este un fost component al trupei Sphinx și Post Scriptum. Promuzica. Gramofon. El este aranjorul, compozitorul multor dintre piesele lui Mircea. Asta e singura piesă. Asta e singura greșeală pe care am făcut-o în seara asta. Celelalte s-a aranjat. Dar mai aranjat din piese, dar compoziția asta e singura. Dar asta nu e numai din vina mea. Pentru restul de piese, următorii 50 de ani. Aplauze pentru Dora Proteze! Probabil că mulți dintre voi sunteți curioși ce note a luat la liceu Mircea. Domnul profesor universitar, prietenul lui Mircea, domnul Bizere, mi-a spus 10, 10, 10 și 9. Iar la portare, bineînțeles, avea 10. Cum se comporta cu colegele de clasă, 11. O să am nevoie de un răspuns de la voi. Cine este cea mai mare fană Mircea Baniciu? Mâna sus, vă rog. Să știți că eu am trecut prin momente de genul ăsta. De asta am fost ales, de fapt, pentru misiunea aceasta. Pentru că știam că toate sunteți fane. Pot să iau o fană și atunci o să fie mai delicată situația. Deci mâna sus. Vă atrag atenția un singur lucru. Acest moment va fi unul special, iar fana respectivă va fi fericită la final. Fiecare înțelege ce vrea acum. Așadar, mâna sus. Perfect, bravo, domnișor. Dacă mi-ai zis că ai peste 18 ani. E singura seară. Ce fată curajoasă! Ce fată curajoasă! E mai mare? Vino încoace, domnișoară. Nu trebuie să cântați. Nu v-am spus chestia asta. Trebuie doar să faceți dansuri. Veniți încoace, domnișoară. Luați loc pe scaun, vă rog. Luați loc, vă rog, mersi. Puteți să vă puneți telefonul. Acum 50 de ani nu existau telefoane, să știți. Dacă vă sună cineva, ignorați. Cum vă numiți? Pop Maria Alexandre. Maria. Dacă ai ști câte fane Maria au fost. Dragii mei, Maria astăzi va fi reprezentanta tuturor fanelor. Tuturor fanelor care i-au scris gânduri scrisorul lui Mircea. Ea are un pix, ea are aici o foaie albă, iar în timp ce ea scrie, sper să nu te superi când o să vezi imaginele următoare, pentru că dacă este să facem surprize, să le facem până la capăt. Așadar, dragii mei, pe scenă veți vedea un material special, iar vocea pe care o să o auziți îi aparține Rodica Mandache. Rodica a înregistrat, efectiv, multe dintre scrisorile care ți-au parvenit. Așadar, pentru prima dată în 50 de ani de carieră, Maria scrie, Rodica Mandache citește. Se stinge lumina și acum scrisorile secrete ale lui Mircea Baniciu. 19.04.1984, Buzău. Nu este o scrisoare de dragoste. Sau cel puțin nu vreau să fie. De fapt,
plonjez cu ochii închiși în necunoscut. Nu știu dacă adresa e exactă. Nu știu dacă îți face plăcere să primești scrisori de la o necunoscută. Nu știu dacă lângă tine nu e cineva care face inutilă scrisoarea mea. Nu știu multe, nu știu multe. Și totuși îți scriu, dacă din frazele de mai sus ar dispare nu-ul, ar fi foarte multe de spus. Și totuși, când te ascult cântând sau când te privesc, mă gândesc că vreau foarte mult să te cunosc. Maria, telefon 37389. Există minuni. 11-a 4-a 84. Două dintre milioanele de admiratoare ale dumneavoastră, aflându-vă adresa, am îndrăznit să vă scrim pentru a vă spune că le place foarte mult stilul personal al compozițiilor dumneavoastră. Suntem din Bârlad și suntem bune prietene, cu toate că distanța dintre noi nu ne prilejuiește prea multe întâlniri. Eu, Mirela, sunt student în anul 2 la ASE, în Iași, iar Carmen e tot în anul 2 la IATC, în București. Iar acum, că e vacanță, ne-am reîntâlnit în Bârlad, dar firește, pentru scurt timp, ne-am gândit să vă scriem, îndrăznim să vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne trimite, contra cost, bineînțeles, câteva din discurile dumneavoastră. În speranța că dorința ne va fi îndeplinită, vă mulțumim și așteptăm răspunsul dumneavoastră, Mirela și Carmen. Și zilele îmi sunt moarte. Uf, dacă sâmbătă spuneai un cuvânt, un singur cuvânt, care să-mi dea în continuare puterea să lupt cu viața, acum n-aș mai fi în starea asta de deznădejde. Am în față o cutie de diazepame mari, luate din cutia cu medicamente a bunicii. Cred că dacă le iau pe toate e perfect. Vreau să mor, dar nu vreau să regreți nimic, nu vreau să-ți pară rău de nimic și viața ta să meargă, să meargă mai departe, ca și cum nu mai fi întâlnit niciodată. Am auzit că Diana e frumoasă, aș fi vrut să o văd. Ce-ți pot ura acum la sfârșit? La sfârșit e an și la sfârșit e viață, dragoste, fericire, succes și viață, viață multă, dragă Mircea. Îți spun adio, simțind că totul e pierdut. Pese, am să las un bilețel prietenii mele să pună la pomană melodia Amintiri și Cu tine în gând. Lasă o lacrimă să cadă pentru aceea care nu va mai fi când vei citi tu scrisoarea asta, dacă o vei citi. 25 ianuarie 1983. Dragă Mircea, te iubesc, 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 de 100 de ori te iubesc, de milioane de ori, pentru cel mai dulce, cel mai talentat muzician din lume. Cu toată dragostea mea, Cristina Râmnicu-Vâlcea. 29-11-82, Iași. Dragul meu, când am fost ieri la spectacol, am vrut să-ți dau și o poezie compusă de mine și pe care ți-am dedicat-o. Am vrut să ți-o dau împreună cu cele 3 garoafe roșii, pe care sper că nu le-ai aruncat, dar am uitat. Ți-o trimit acum. Învață-mă. Învață-mă în lumina ta să ard, să mă prefac în stele și roa lor să cadă pe pământ, jertfa iubirii mele. Învață-mă în lumina ta să ard, să mă prefac în mare ca pescărușii albului mister pierduți în veșnica uitare. Învață-mă în lumina ta să ard, să mă prefac în noapte, vei fi o lacrimă pe obraz, un tremurat de ploape. Septembrie 1982, ora 11, Cisnădie. Bună dimineața! Zorii m-au găsit trează,
În orașul încremenit de noapte, tocmai se da startul unei zile mari. Cine cunoaște adevărata valoare a zilei prezente, înțelege ușor zbaterea omului dinspre întuneric spre lumină. Pentru această mare familie, competiția începuse, fără să încerc eliberarea spectatorului din mine. Înțeleg slăbiciunea mea pentru o dimineață, ca pecetea unei nopți de dragoste între care n-am putut să aleg niciodată. Într-un fel, Mircea, cred că cea mai frumoasă frumusețe este aici, cu tot universul calm, senin, pe care îl reprezintă. Printre aceste siluete, singurul meu regret era doar că dimineața trecuse. Maria. 13 iunie 1976. După atâta timp, nu înțeleg de ce nu ai vrut să mă asculți 5 minute. 5 minute, era chiar așa de mult. Făceai un act de generozitate, dacă plăcere nu-ți făcea. Nu ai ajuns să mă cunoști deloc, dacă îți închipui că intenționam să-ți fac o banală declarație de dragoste. Am venit la concertele astea ca omul căruia e sete și descoperă izvorul fermecat. Am venit că știam că voi prinde viață, că voi sorbi dintr-o licoare căreia nu-i poate simți gustul oricine. Mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, darul meu nu acoperă nici măcar umbra celui ce l-am primit. Și pentru că te-am rugat să nu mai cânți privindu-te în oglindă, să-ți spun și de ce. Nicu, da, Nicu Covaci a făcut același gest. Nicu și-a luat chitara, s-a așezat în fața oglinzii și a început să cânte cu atâta dor de parcă s-ar fi văzut pe el pentru ultima dată. Cam așa spunea Tușii. N-aș vrea să ai soarta lui. Nu am idee ce zace în căpăneața ta la ora asta. Dar orice s-ar întâmpla, rămâi acasă. Nu pleca niciodată. Telefon 14827. Dragii mei, n-aș fi crezut că se întâmplă asta, Mircea, dar Maria a scris o scrisoare. Da, aș putea să vă zic și așa, am foarte multe emoții, dar am crescut pe muzica trupei Pasărea Colibri, știu toate melodiile de pe albume. Sunt foarte dragi pentru că dansam cu părinții mei, mai ales cu mama, și inclusiv în ziua de astăzi, atunci când trebuie să învăț în sesiune, caut pe YouTube albumele și învăț mult mai bine. Mulțumesc din suflet. Chiar mulțumesc din suflet pentru tot. PS, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Citește tot, fată. Asta rămâne la dosar. Aplauze pentru Maria, care... Hai, Maria. Așadar, iată ce îți dăruiesc eu astăzi. Un best-of cu autograf Mircea Baniciu, 3 CD-uri. Te iubesc, Maria, pe curând. Așa? De unde știe? Și pentru că a rămas o singură scrisoare de citit, această scrisoare aparține Rodicăi Mandache, pentru că a vrut și ea să-ți dăruiască un gând. Ni l-a transmis chiar acum și sună așa. Mircea Baniciu, un încâlcit ștrengar cântăreț, dacă vrei să-i faci portretul, nu se poate să nu fii romantică. Era timid, dulce și frumos atunci, la începuturi. Și extrem de generos. De asta îi se întâmplă ce îi se întâmplă. E încrezător și bun. Cântă ca greierele din fabura lui La Fontaine și el este greierele celebru pe care îl ceartă furnica.
Mircea Baniciu e un aventurier. Navighează cu o sănătate muzicală perfectă, logică și respectuoasă pe aceste valuri existențiale ce ne-au fost date. El este incredibilă aventură de a trăi. Lumea se schimbă mai repede decât suportă puterea noastră de a înțelege. Unii rămân în urmă, alții pleacă pe alte emisfere, alții își trădează visurile, alții se așează bien en chaîne. Mircea e neschimbat. Este unul dintre puternici cântăreți care în clipa când îl pune piciorul pe scenă e fericit. Și această fericire care îl inundă, el o transmite mai departe să fie de folos. Îmi place să-l văd și să-l ascult cu dragoste pe acest trubadur nedespărțit de chitara lui, Rodica Mandache. Ce credeți că urmează? Urmează scrisoarea de bun rămas. Va veni pe scenă Dan Byron. Să știu până la sfârșit cine a iubit frumos, cine a greșit, cine a iubit, cine a greșit. Cine a făcut spre noapte primul pas, cine a plecat din joc, cine a rămas, cine și-a smuls pereții rând pe rând, cine s-a întors mereu cu ziua în gând, cine a pierdut și cine a câștigat, de toate înlănțuit sau dezlegat. Cine a crezut mai mult în celălalt, sub cerul prea străin și prea înalt, sub cerul prea străin și înalt. Iubito, câtă lume între noi, numărător de ploi din două. De dor necunoscut, câte zăpezi pe buze ne-au crescut. Când am să uit cum sună glasul tău, decât cerea ce-mi va fi mai rău. Și cum să pot sub stele înopta, când nu mai simt ce înseamnă umbra ta. Nu simt ce înseamnă umbra ta. Aplauze pentru Dan Byron! Evident, aplauze și pentru cei doi îndrăgostiți. Pe scenă este Raluca Rudolf, iar el este Ionuț Diniță X de la Opera din București. Dan Byron! Mulțumesc, Mircea, pentru toată muzica. Totuși există un cronicar al anilor 70, un prieten de-a lui Mircea care a conspectat absolut toate problemele din acea perioadă. Dragii mei, pe scenă chiar acum va veni Mimo Obraov!
Timișoara. Da, suntem în punctul zero care a pulsat și de unde a vibrat și a pornit ceea ce a însemnat în anii care au urmat celor de după război, spiritul acestui oraș. Spiritul tânăr, spiritul, la urma urmei, chiar revoluționar. Și foarte important a fost muzica în tot acest spirit al orașului, pe care îl asociem cu Bega, cu primele tramvaie, cu primele felinare luminate electric, dar îl asociem și cu muzica tinerilor din anii 60, cu acel suflu care a venit odată cu trezirea generației postbelice, a pomenit și domnul profesor Bizerea, antevorbitor, despre mișcarea hippie, flower power, despre mișcările și revoltele studențești din 1968. Și toate acestea s-au rostogolit și cumva au ajuns și în Timișoara, în ciuda faptului că eram după cortină, eram cumva izolați și nu ni se facilita accesul la ceea ce se întâmplă în lume. Dar Timișoara și timișorenii au fost întotdeauna foarte bine informați. Datorită acestui specific multietnic, multicultural, au fost legături cu Occidentul, cu țările vecine, cu ceea ce înseamnă contemporaneitate. Și așa s-a născut și muzica beat, pop, rock aici pe mandurile Begăi, cu formații precum Terra Six, Sigma, Sfinții, iar mai târziu cu Phoenix, cu clasicii, cu Progresiv TM, Promuzica în anii 80 spre final și Cargo și Abra. Și iată că avem ce enumera. Și în toată această poveste frumoasă trebuie să pun accent pe un moment deosebit pe care eu nu l-am prins efectiv, că eram puști, eram prea mic în acea perioadă. Debutul la clubul PM6, al celor care cântau susținându-se cu chitările acustice. Asta s-a întâmplat undeva prin anii 66, 67, 68. Era un club tocmai în interiorul asociației Arlus, dacă vă puteți imagina paradoxul, Arlus fiind asociația de strângere a legăturilor cu Uniunea Sovietică, ceva de genul ăsta. Și acolo era un club PM6 condus de Petru Umanski, un animator cultural extraordinar al orașului, cel care a fost primul care a promovat muzica beat și ceea ce se întâmpla practic în același timp aproape în centrele mari culturale din lume. La Arlus, jos, la Club PM6, erau și cineclubiști. Era regretatul Iosif Costinaș. A fost Diogene Bihoi cu teatrul Tespis, un teatru alternativ, care de asemenea a contribuit, toate acestea au contribuit la spiritul orașului, la crearea unei atitudini. Și în acest milieu a apărut Mircea Baniciu. A debutat la Club PM6 cu o chitară acustică și cânta piese preluate după Donovan, după Bob Dylan, Animals, Kings, eu știu ce se cânta în perioada aceea. Dar acolo erau și alți tineri care au luat-o pe această cale. A fost Eugen Eliu, Eghi. A fost mai târziu, probabil cu câțiva ani, Adina Dimitriu. A fost, practic, o mișcare, putem să-i spunem. Nu se numea folk pe vremea aia. Asta a fost un termen inventat mai târziu, odată cu un mare cenaclu, mă rog, mare, depinde cum îl privim. Mircea Baniciu acolo a fost și remarcat. Tocmai era perioada de tranziție a formației Phoenix. Plecase Moni Bordeanu în Statele Unite, a emigrat. Bela Camocea n-a fost de acord cu schimbarea stilului, abordării de către Nicu Covaci și iată că s-a întâmplat acea reorganizare în care a apărut Mircea Baniciu alături de grupul Phoenix. I-am văzut atunci prima dată, l-am văzut pe Baniciu și l-am ascultat pe malul Begăi la clubul Technolem, la
Club T, cum se numea, era un teren de handball, mi se pare, și acolo, lângă una din porți, era formația. Și cântam împreună cu Zoltan Kovac, cu Țulă, Cornel Iuba la baterie, Nicu Kovac și Mircea la voce. Și țin minte că într-o seară a cântat de vreo 3 ori Into the Fire, după Deep Purple. Și după aceea l-am întrebat, spunea că își pregătea vocea pentru rock, pentru că el a fost pe altă linie orientat. Dar așa se scrie istoria. Au apărut discurile repede, a apărut cei ce mai dat nume, disc și concert, care a debutat, a avut premiera chiar aici, în această sală. După aceea a fost la sala Olimpia și după aceea în toate orașele mari din țară și bineînțeles că acest disc a revoluționat ceea ce înseamnă muzica românească, muzica rock românească mai ales, i-a dat autenticitate, i-a dat originalitate, i-a dat personalitate. Și noi nu putem decât să ne mândrim că toate acestea au pornit și au fost oferite unei națiuni întregi de aici, din Timișoara. Au urmat alte mari succese. Nici n-am pomenit de episodul cu studenția la arhitectură. Doar un singur amănunt vreau să spun. Nu de mult am văzut o fotografie cu legitimația lui de student. Și era legitimație de student la Facultatea de Arhitectură, tocmai proaspăt înființată la Timișoara, numărul 1. Deci Mircea Baniciu, studentul numărul 1 al Facultății de Arhitectură din Timișoara. Asta e, bravo! Și mare lucru și, bineînțeles, ploconir, că a și absolvit această facultate. Nu intrăm în amănunte, cum, în orice caz, în acea perioadă, Phoenix-ul era la apogeu. Era la apogeu, a apărut albumul Mungur de Fluier, un disc capodoperă de la început până la sfârșit, o înșiruire de perle, unde un rol foarte important l-au avut și textele, alături de textierul de până atunci al formației, Victor Cârcu, au contribuit Șerban Foarță și Andrei Ujică, cei care vor fi apoi textieri la Cantafabule, la unul din discurile care practic au intrat în circuitul mondial și acum pe platformele de vânzare ale discurilor de prog rock este licitat la prețuri foarte mari. Mircea Baniciu, iată, a făcut foarte mult, nu datorită doar faptului că a cântat cu Phoenix, ci datorită faptului că el a însemnat Phoenix, vocea lui. Fără vocea lui, nu cred că aveam aceeași reacție, nu aveam cu toții aceeași pătrundere în acel univers pe care ei ni l-au oferit. Și asta este. Dar s-a întâmplat anul 1977, cu vestita evadare. Cred că a fost un moment foarte, foarte greu pentru Mircea. El a rămas aici, să zic așa, cald de bătaie, cum ar veni. Au venit asupra lui, s-au năpustit securitatea, culturnicii, opinia publică, mass media, nu, pentru că atunci nu funcționa astfel societatea românească, dar eu aș scurta toată povestea aceasta și aș spune că mi-a rămas așa întipărit ceea ce a povestit odată Mircea într-un interviu, că la un moment dat securiștii, după multe ore de interogatorii, după ce l-au pus să scrie zeci de ore aceeași declarație, așa, i-au zis: Mircea, de ce n-ai plecat și tu, mă? Uite câtă bătaie de cap ne dai. Și cum talentul de regulă nu poate fi îngropat, mai ales nu în cazul unui om atât de luminos, atât de pozitiv, cum este Mircea. Numai când îi auzi vocea, îi vezi fața, vezi alura, când îl vezi pe scenă, știi că urmează niște vibrații pozitive. Și tocmai poate din cauza aceasta,
El a continuat să cânte, e adevărat așa, la un profil mai scăzut, nu apărea la radio, la televiziune, dar cânta pe litoral, mai cânta undeva la niște terase și acolo a fost văzut de Tudor Vornicu, cunoscut realizator de emisiuni la TVR în acea perioadă, care l-a invitat la București să înregistreze câteva cântece, vedem dacă pot și singur, așa i-a zis, adică fără ea. Și a putut. Mă simt foarte onorat și chiar fericit în această postură, față în față cu Mircea, mă uit la el și cred că e cea mai bună modalitate să îi spun direct ce simt și ce gândesc pentru el și pentru ceea ce a făcut în viața aceasta pentru noi toți. Pentru noi toți. Și îi urez să facă și în continuare tot asta. Mulțumesc, Mircea!
Dragii mei, sunt cuprins de o nespusă bucurie să fiu parte din acest eveniment care sărbătorește 50 de ani de carieră muzicală de necomparat a unui prieten de-o viață. Împreună cu colegii și prietenii mei, Nicu Patoie la gitară, Cosim Petrescu la percuție de data asta, Cristi Rațiu la tobe, și un invitat deosebit și distins, Adrian Despot. Bună seara! Cu această trupă extraordinară dedicăm două piese acestui mare cântăreț al României, Mircea Baniciu. Just a fact that you're wild.
Bună seara, Timișoara! Dacă le știm pe scenă seara asta... Mai și Mircea să uită la mine. Mulțumesc, Mircea, pentru tot ce ai făcut fără să știi pentru mine și muzica mea. Thank you.
Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Adi Despot. În dreapta, mai tânărul Yoshi Capul. La chitară, Micu Patoi. La vioară, Mani Neumann. La percuție, Costin Petrescu. La tobă, Cristi Rațiu. Aplauze pentru artiștii de pe scenă, pentru aceste amintiri minunate. Și nu uitați, chiar acum pe scenă sunt doi din membri Phoenix, Costin Petrescu și Yoshi Capul. Cine știe cum se termină seara? Aleluia! Aoleu, am zis că nu cântați. Am zis că nu cântați. Lăsați domnișoară să vă inunde lumina. Ați câștigat premiul pentru cel mai frumos decolt tău. Felicitări! Tu nu ai cum să-l vezi de acolo. Tu stai acolo frumos sus. Eu sunt absolut convins că fiecare dintre voi are o poveste. Chiar mă interesează, vreau să vă spun sincer lucru. Dintre toată populația Timișoarei, voi ați obținut un bilet către această seară de 10 noiembrie. Cum ați făcut? Cu pilă? Nu, sincer. Ia, domnișoară, vă rog. Prin magie. Ce e frumos este că fiecare dintre voi, cu amintirile pe care le aveți, faceți un puzzle așa și acest puzzle, dacă îl închegați, o să fie un singur nume, Mircea Baniciu. Și la mine puzzle-ul are multe amintiri cu Mircea Baniciu, pentru că eu l-am descoperit. Chiar, cum l-ai descoperit tu pe Mircea Baniciu? Nu există foc de tabără cu care să nu începem cu Andrei Popa cel Benic. Domnișoară, ar trebui să începeți cu focul de tabără Andrei Popa și să terminați cu nunta, dacă mă uit. Iertați-mă. Vedeți că nu intru în viața oamenilor, nu mă interesează cu cine vă duceți la focul de tabără. Cum îl cheamă? Ok. Să știți că dacă ar fi să vă spun din ale mele de acasă, vă spun un singur lucru. Soția mea îl cunoaște foarte bine pe Mircea. Și asta nu ți-a spus niciodată. Nu râde. Deci Mircea a scos la un moment dat un LP cu el pe copertă și stereo scria. E bine, acel LP galben. Nevastă mi-a dormit cu el foarte multe nopți. Nu mi-a spus decât ieri. Unde te duci? La Timișoara. Ce faci? Sunt cu Mircea, avem o ședință de guvern. Și eu cu Mircea. Te rog, spune mai multe. E vorba doar de un LP, atât. Dar, vă atrag atenția că eu l-am descoperit pe Mircea Baniciu la Europa Liberă. Vă mai aduceți aminte? Erau singurele lucruri frumoase pe care le ascultam de la radiouri. Și prima piesă pe care am ascultat-o, inevitabil, a fost Andrei Popa. Fără foc de tabără. Bun, am luat Andrei Popa, e adevărat, numai că mie îmi plăcea să fac ceva și nu știam cum să îmi asimilez eu piesa. Era pentru mine piesa asta. Mircea Baniciu îngăta pentru mine. Eu eram Andrei Popa cu fără teacă, cu pieptul dezvelit. Eu eram. Ca atare, un vecin de-al meu avea o chitară. Și țin minte și acum, datorită acelui om de sus, eu am învățat primele acorduri la chitară. Am învățat un re și un sol. Ăsta era acordurile de Andrei Popa. Pentru că, am o rugăminte. Ar putea cineva să-mi aducă o chitară cu care, să zicem, Mircea Baniciu a compus și a cântat în anii 80?
Ca să înțelegeți cu toții prin ce trece Mircea, această chitară a fost furată de acasă. Ok. Cum vă numiți, domnișoara? Serena. Cum? Serena. Serena, ți-i puțin microfonul? Deci, do, re și sol, da? Atât. La chitară, domnișoara, stai cu tiere zero, așa. Deci, re. Cine trebuie? Astea au fost primele acorduri. Foarte mulțumesc frumos. Trebuie să vă fac o sunetistă, domnișoara. Astea au fost primele mele acorduri. Vă zic imediat. Mai departe. Fiul meu s-a născut în 2014 și eu la 14 ani învățam aceste două acorduri. Dar fiul meu, am zis că nu trebuie să-l las să crească până la 14 ani și i-am cumpărat o chitară și primele acorduri au fost Andrei Popa. Eu am făcut ceea ce orice părinte trebuie să facă, trebuie să ducă mai departe ce ne-a dat Mircea Baniciu. Mulțumesc, Mircea! Și pentru că mai multe gânduri s-au adunat pentru această seară, mulțumesc foarte mult! Să nu o spargi, că asta mi-a mai lipsit. Pentru că această seară trebuie să fie una specială. Nu numai noi cei care suntem aici au avut niște gânduri pe care au trebuit să le rostească în fața unei camere. Sunt și prieteni de-ai mei, prieteni de-a lui Mircea. Doamne și domnilor, câteva urări chiar acum pe materialul următor. Mircea, dragoste, la mulți ani! Să vă povestesc o întâmplare. Dădeam admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și aveam o probă eliminatorie, bineînțeles, de cântat. Eu mă pregătisem cu o sole mio, că mă dusei, păi mă dusei să trec la olt. Numai că, din cauza emoțiilor, uitasem toate melodiile. Băteam așa ritmul din picior și deodată încep să cânt. Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă, văd comisia zâmbind. Și cu pieptul dezgolit, Andri Popa cel vestit. Bine, reușisem. Lacrimi de disperare îmi curgeau pe față. Am ieșit afară și am întrebat pe ceilalți colegi de admitere ce cântaseră. E haiduc și e vestit Andri Popa. Toți Popa cântaseră Andri Popa. Vă mulțumim pentru Andri Popa și pentru tot ce ați creat pentru noi. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Dragă tătă, la noi în sat e o zi ca miere. Vezi, în astfel de zile se întâmplă să mă locuiești, fie ca o culoare, fie ca fir de iarbă, fie ca petec de cer, fie ca un sunet, fie ca o secundă, fie ca un copac desfrunzit. Cert, Mircea Baniciu, e parte dintre cei ce află din când în când pe firul scurt răspunsuri la întrebări ce încă nu și le-a pus și ni le trimite și nouă în dar. Iar unele dintre ele sunt pur și simplu nemuritoare. Tete dragă, știi că de mulți ani ești parte din lumea din mine. Te îmbrățișez cu drag, cu dragoste. Mircea, aș vrea să te felicit pentru acest foarte frumos debut. Aș putea spune că ești chiar foarte talentat. Ai ceva special, ai un talent componistic, ai o lumină în glas cu totul specială. Și să știi că dacă o ții așa pe linia asta muzicală, sigur vei inspira generații de acum încolo și vei avea un succes fulminant până la adânci bătrâneți. Bine, mai e mult până atunci, nu? La mulți ani, dragul meu! La mulți ani, Mircea, pentru 50 de ani de scenă. Ești un erou și vei rămâne. Te-am văzut când aveam, cred că, 11 ani la Casa de Cultură din Onești. Ești primul menestrel din viața mea și singurul până acum. M-a impresionat profund și erai doar tu cu chitara ta.
și cred că tot ce faci tu este magic și irepetabil. Ești the one and only. La mulți ani și te iubesc, să fii sănătos și să-ți trăiască fata, superba ta fata Ana. Domnule Baniciu, în primul rând sunt fericit pentru că în sfârșit pot spune și eu cuiva, am crescut cu muzica dumneavoastră. Mă unge pe suflet chestia asta. În al doilea rând sunt trist, pentru că știți, domnule Baniciu, iau și eu chitara și din când în când fac o melodie atât de mișto, dar știți cât de atât de mișto că nu vine să cred că sunt atât de talentat. Și pur mă dau seama că ați compus-o dumneavoastră la un moment dat. Nu-i frumos să compuneți melodii de-astea de-a dreptul superbe, care să-mi rămână mie în cap și pe urmă să am senzația că le-am compus și eu și după aia să fiu dezamăgit și frustrat și e urât ce faceți, dar nu asta voiam să vă spun. Eu voiam doar să vă felicit cu ocazia celor 50 de ani de carieră și să vă spun că, deși e urât ce faceți, eu vă iubesc, domnule Baniciu, și sper să ne cântați mulți ani de acum înainte. Să ne cântați și să ne descântați, pentru că asta faceți. Muzica noastră ne dezleagă de rău. Muzica dumneavoastră vindecă, domnule Baniciu. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Wow, 50 de ani de carieră. La mulți ani și îmi pare rău că nu pot fi acolo în seara asta, într-o seară atât de importantă. La mulți ani! Vreau să vă avertizez că în această seară asistați la un eveniment bazat pe un fake news. Mircea Baniciu nu are cum să împlinească 50 de ani de carieră pentru că Mircea Baniciu nici măcar n-a împlinit 50 de ani. Vă rog să vă uitați la domnia sa, să vedeți cu ochiul liber faptul că nu putem vorbi de astfel de cifre și astfel de aniversări. Prin urmare, dragă Mircea, îți doresc mulți ani înainte de carieră. Ești un tânăr care a confirmat și care rămâne un reper pentru mine, așa adolescentă cum sunt. Plecăciune și drag! Pentru o dragă trece timpul, dar nu-ți fă probleme. Primii 50 sunt mai grei, dar nu se pun. Crede-mă. Să te văd pe mai departe, moșule. Îmi amintesc când eram puș și te-am văzut întâia oară, mi-am zis, când o să mă fac mare ca el, vreau să fiu ca Baniciu. Șansa mea s-a râs și după un timp am ajuns să stau în preajma ta și să mă bucur de prietenia ta. Mulțumesc pentru tot, Mircea. Pentru muzica ta, pentru energia pe care o emani, pentru prietenie. Și vreau să-ți mai zic ceva, toată viața am fost fanul tău și așa voi rămâne și pe mai departe. Și nu ți-ascund, mi-ar plăcea să fii fanul meu, nu de alta, dar ca să nu ne plictisim. La mulți ani, Teto. Te iubesc. Am șansa să spun mulțumesc unui om pe care îl admir, îl prețuiesc și îl iubesc nespus, de când mă știu. Sunt pe aleea celebrităților din Sibiu și am ales locul acesta pentru că spun mulțumesc unei celebrități. Este vorba de Mircea Baniciu. Îți mulțumesc, Mircea, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit de-a lungul timpului, pentru prietenia cu care mă onorez de atâția ani, pentru căldura cu care m-ai înconjurat de fiecare dată și îți spun mulțumesc pentru momentele acelea pe care le știi atât de bine, pe care le-am petrecut, eu știu, în juriul unui festival de folk, la concerte, la diverse întâlniri la care am participat împreună. E toamnă și sunt fericită. Să-ți spun mulțumesc, sunt fericită, iată, nu am crezut vreodată că o să am această șansă de a-ți spune mulțumesc ție, Mircea Baniciu. Am crescut cu muzica ta, te iubesc de viață și dacă îmi spunea cineva vreodată că voi ajunge să spun asta într-un moment aniversar, când împlinești 50 de ani de carieră, n-aș fi crezut. Dragă Mircea, ne știm de peste vreo 44 de ani și de fiecare dată mă simt grozav cu tine. Avem multe amintiri strânse împreună în probabil peste 1000 de spectacole. Niciodată nu m-am plictisit de muzica ta și de spectacolele pe care le creezi și știi cum, după atâta timp mă întreb un singur lucru. Dacă cineva ți-a spus cât de talentat ești. Dacă nu, îți spun eu. Ești foarte talentat. Asta e. La mulți ani, Mircea. La mulți ani, cu toată dragostea, îți urează Zoia Alecu. Suntem prieteni de o viață, ne știm de o viață. La mulți ani celor 50 de ani, peste 50 de ani de carieră,
pe care tu îi aniversezi la Timișoara alături de dragul tău public. Îmi pare rău că nu pot fi acolo, dar tot e bine și virtual că sunt lângă tine și îți doresc inspirație maximă și încă cel puțin 20 de ani de acum încolo să fii pe scenă și să ne încânți cu vocea ta unică și irepetabilă. Te iubesc și îți doresc încă o dată la mulți ani. Când am început eu să cânt, când eram mic și am învățat să cânt la chitară, aveam câteva viniluri acasă, unele cu trupa Beatles și vreo 3-4 viniluri românești. Și aveam Irisunul, Holografonul și aveam și un album cu Mircea Baniciu. Era un album galben, țin minte foarte bine, și era Mircea Baniciu și Postscriptum. Și țin minte că asociam mereu figura și muzicalitatea din cântece și din figura lui Mircea Baniciu cu Paul McCartney. Și tot timpul mi-a rămas ideea asta că Mircea Baniciu este un soi de Paul McCartney. Și eu cu asta am crescut, asta am ascultat când eram mic și stăteam și mă doreau buricile degetelor să învăț să cânt la chitară. Așa că acel copil, Cornelie, mă mulțumește din suflet că ați dat speranță, nu știam că așa se cheamă pe acea vreme, că se poate să există muzică românească bună în România. Și eu cel de acum, de la vârsta asta, vă mulțumesc pentru discreție, eleganța cu care ați trecut prin muzică și pentru muzica ce va urma să o cântați și poate chiar și împreună. Azi e despre Mircea Baniciu. Gândurile mele sunt în Timișoara. Din păcate eu nu pot fi acolo, dar cu fiecare fibră a mea sunt în sală, lângă el, strângându-l în brațe. La mulți ani, felicitări și să învățăm în continuare textele lui Mircea Baniciu, cum am făcut-o împreună o viață. Mai avem multe de zis. La mulți ani, Mircea Baniciu! Salut, Mircea! La primii 50 de ani de carieră îți urez să ne reîntâlnim la centenar. Cu aceleași gânduri bune pe care ți le transmit acum, atât eu și colegii mei de la Iris. Rămâi mereu același Andrei Popa neîmblânzit despre care ai cântat așa mișto atâta timp, vei cânta și vei cânta în continuare. Asta îți doresc pe lângă multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Te pup cu drag nemăsurat! Acestea nu sunt decât o mică parte din eșarfele mele, am vreo 200, însă niciuna nu mi-a fost oferită în dar de Mircea Baniciu. În schimb, Mircea mi-a oferit o mulțime de alte motive de bucurie. De fapt, prezențele lui în emisiunile mele, începând cu ceaiul de la ora 5, au fost mereu motive de bucurie. Dragă Mircea, nu pot acum la aniversare decât să-ți promit încă vreo 10, maxim 15 ani de invitat în emisiuni, după care o să te invit în Herăstrău să ne plimbăm nepoții. Despre Mircea, ce să vă spun, valoarea lui constă nu numai în muzica pe care o cântă. Și aici cred că puteți să vă priviți în jur și să vedeți ce mulți spectatori adună concertele lui Mircea și vă salut, dragi timișoreni. Valoarea lui constă în omul care este, în sufletul lui cald, în modul prietenos în care se raportează la cei din jur, în faptul că niciodată nu o să-l vedeți cu nasul pe sus. Mircea este un minunat din toate punctele de vedere. Are o carieră uluitoare. Eu doresc lungă de aici înainte și în spiritul emisiunii pe care știu că ați urmărit-o, vreau să-i ofer un 10 pe toate liniile. Și sperăm să ne cânte în continuare, în fiecare spectacol, melodia Eșarfă în dar. Și miros de mă. Thank you.
simte dispare ca pe chipul tău de așa fărâta. Aplauze pentru Horia Crișovan Band! Iar acum, interviul săptămânii. Ce faci, dragoste? Ana, ești acolo? Ana? Ana, ești acolo? Bună seara, dragostea mea, ce faci? Ce să fac? Uite, mă pregătesc să intru pe scenă la Oradea, din păcate. Nu pot să fiu în seara asta alături de voi. Nu-i nimic, îți păstrăm un loc la focul de tabăr de mai târziu. Oh, ce frumos! Draga Ana,
E fiică sa aia frumoasă. Draga Ana, vreau să te întreb un singur lucru. În primul rând, ești în fața celor mai frumoși spectatori din Timișoara și, bineînțeles, te aude tata. Știi, da? Vreau să-i salut pe toți, să-i îmbrățișez cu drag. Îmi pare rău că nu sunt alături de voi în seara asta. Sunt convinsă că e un show extraordinar și că se întâmplă lucruri cel puțin lacrimogene acolo. Da, n-am cântat. A, nu? Nimic? Până acum? M-au ținut ca prezentator în culise. Am înțeles, da. Ok. Dar las că mă iau eu revanșa. Da, da, da. Vreau să te întreb, care este piesa ta preferată de la tatăl tău? Of, asta e o întrebare foarte grea, Horia. Știu, dragă. Știu că e întrebare grea. Are multe piese foarte frumoase, da. Tata, dar cred că cea mai dragă mie este Înțelegere. Nu întâmplător, trebuie să-ți povestesc asta, nu întâmplător l-am prins de curând, acum câteva luni, într-o zi așa, random, efectiv. A fost ad hoc și am zis, ai o foaie de hârtie lângă tine? Da. Scrie repede, nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Și mi-am tatuat pe piele, pe mâna dreaptă, treaba asta. Ți-ai tatuat pe piele? Da. Deci Înțelegere este piesa mea preferată de la Mircea Baniciu. Îți mulțumim foarte mult. Această dezvăluire o să o port în inimă. Dar vreau să te întreb, pentru că Mircea m-a întrebat de foarte multe ori. Așa când stăteam eu în nopțile de vară cu el, îmi zicea, mă... Mi-aș dori un nepoțel. Of. Cum ai zis? Urmează, dar nu știu, că el își dorește nepoțel, dar nu-și dorește cu siguranță să-l strige bunicul. Ok. O să-l strige tetea. Exact. Nu e o problemă, dar vreau să spun eu, ok. Înseamnă că, stai, tu îmi dai acum o veste foarte mare, Ana, dragă. Nu e cazul, încă nu, Horia, te anunț când o să fie cazul, dar e în program în următoarea perioadă. Bine, dar cu siguranță o să fie cel mai frumos nepot sau nepoată din toate tipurile, dar vreau să... Tu ești îndrăgostită? Da. Și el este alesul? El este. Cum îl cheamă? Vrei să zic? Te rog. Păi numele de familie Covaci. Mă, fii atent, să știi că ai trecut testul. Tata n-a plecat. Nu. E tot în regulă. Plecat când a făcut cunoștință cu el, pentru că a fost primul băiat pe care l-am adus la tata acasă, așa cum se face. Și i-am zis, el e Edi și Mircea foarte încântat. Vai, Edi îmi pare bine și eu acolo zic. Și întreabă și numele de familie. Și când i-a zis Covaci, a zis, Bun, hai să stabilim. Deci, la nuntă, numele tău, după nuntă, va fi... Ana Covaci, dar... Am hotărât cu viitorul meu soț că eu voi rămâne Ana Baniciu, pentru că este un nume, știți și voi, e un nume cu greutate. Absolut. Și se va alătura, deci va fi un Ana Baniciu Covaci. Așa. Eu cred că finalul este unul singur. Dacă îmi permiți să împăcăm și socrul mic și soțul, eu cred că Ana Baniciu Covaci... Este cea mai bună alegere și eu cred că rezolvăm pe toată lumea. Toată lumea este liniștită, fără pic de animozități. Acum, orice ar fi, fie vorba între noi, că nu ne aude nimeni, pentru mine numărul unu rămâne Baniciu. Și înțelegeți voi acolo aluzia. Ana, te iubim! Abia aștept să ne întâlnim. Și îți mulțumim pentru cele 6 minute de discuții pe care le-am avut, pentru că au fost foarte importante și astăzi vom ști care este viitorul familiei Baniciu. Îți mulțumim din suflet! Aplauze pentru Ana! I love you!
Vă pup, Mircea, te iubesc! Te iubesc! Și a zis și el. Era să se alce de la balcon. Da, a zis și el. Auzi, mi-a zis el la un moment dat, acum mulți ani, când i-am zis că vreau să fiu artistă, cred că a fost o zi destul de neagră din viața lui. Și i-am zis, mi-a zis atunci, vezi că ai de făcut multe compromisuri. În seara asta am făcut un compromis pentru că sunt fată, adică sunt fată corectă și am avut de onorat un eveniment, dar îmi pare foarte rău că nu sunt alături de voi în această seară și mai ales alături de Mircea. Nu-i nimic, facem și mâine seara același lucru. Toată lumea ne adunăm aici. Te sărutăm, te iubim cu drag. Și eu, a fost Ana Baniciu. I love you. I love you. M-am mai liniștit puțin, să știi. Acum știu, în sfârșit. Și așa discutam noi despre viitor. Viitorul e asigurat. Dragoste să fie. Dragii mei, acum putem să mai liniștim lumina din sală, pentru că pe scenă intră unul dintre cei mai talentați chitariști români, singurul chitarist de pe scenă la care nu se văd firele de păr albe în cap. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Nicu Patoi. Este secretul lui. Îi dai 20 de ani când îl vezi. Nu crește un fir de păr. Ai și un admirator? Te iubesc, Nicu? Strigă-o și pe asta. Du, dragă! Asta e... Asta te vreau! Perfect. Nicu. Dar ce face Nicu acum? Pentru că Nicu e o prezență suplă, feminină, senzațională. Glumeam. Doamnelor și domnilor, sub aceste acorduri... Am promis că nu cânt. Aș vrea să știți că pe scenă va veni una dintre cele mai fermecătoare voci ale muzicii românești. Toată lumea astăzi se bucură de cântecele, de viața. Și cum am putea să îi răsplătim tot ce a făcut acest om pentru noi, decât să cântăm aici pe scenă, decât să fim alături de el. Dragii mei, alături de Nicu Patoi, o invit pe scenă pe unica Alexandra Ungureanu. Bună seara! Ia uite că am crescut în ochii cuiva, înțelegere. Thank you.
mă afund fără să caut rostul în chefuri nici voios, nici trist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, doar pentru sufletul meu exist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, doar pentru sufletul meu exist. În larma lumii ne-ntâlnirea, o zi ca o de bucurie vină, fără tristeți n-am despărțit. Fără de bucurie vină, fără tristeți n-am despărțit. Alexandra Ungureanu alături de Nicu Patoi. În fața lui Mircea Baniciu. La mulți ani. Dragii mei, astăzi pentru că această seară să se întâmple, au fost vinovați mai mulți oameni, mai multe entități pe care vreau acum să vi le citez. E vorba de casa de modă Lara Selini, cafeaua Corretto, Sandra Nicoară Beauty, acolo m-am aranjat eu, make-up artist Cristian Răduță, Hotel Atlas Timișoara, vinurile Alira, Tarom, agenția de turism Bibi Vacanța, restaurant Signature sau Signature, depinde cum vezi problema, partener de mobilitate, Casa Auto Timișoara, care îi mulțumim foarte frumos. Partener Media TVR Timișoara, pe care îi salutăm. Partener Asociația Mapamond și organizator Muzeul Național al Banatului Timișoara și Young Friends Company, alături de finanțator Consiliul Județean Timiș. Aplauze! Dar așa cum eu, la 14 ani, încercam să pun Andri Popa pe chitară și reușeam foarte stângaci, nu au făcut același lucru oamenii care au cântat pe întreg Mapamondul cântecele lui Mircea. Dragii mei, dacă ești un artist cunoscut, se vede asta și printr-un lucru.
pe care vi-l spun chiar acum. Toate piesele tale sunt regăsite pe internet, cântate de toată lumea. Atunci muzica ta a trecut de orice barieră. Ești o legendă. Iar Mircea Baniciu este o legendă și prin prisma următorului material video. Dragul meu, la mulți ani! Și prin inimă se gândește cum să-și treagă înapoi. Ca un om fără de minte, nu mai e un merg înainte, toți îmi strigă, ești nebun. Dacă ce îmi este drag și iubesc fizica neagră, asta n-am cum să-l spun. Cine trece în Valea Seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul de domnie și tot stradă neîncetat, Andri Popa a fost bărbat, Andri Popa a fost bărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Șchiopătează, inima-mi sângerează și fac loc în viața mea. Toți așteaptă acum de datul și să-mi cadă în cap albanul cerului așa pe loc. Ei nu pot să înțeleagă cum de ce pisica neagră mie-mi poartă tot noroc. Tu te sperii, ai iubit-o chiar de sună în lumea întreagă, care a pe înțelat ochii de pisică neagră. Dacă nu promovi dezastre, doar dezastrul meu să vii, stai în calea viața toată și de 10 ori pe zi. Locuința mea de vară era țară, acolo era să văd de urcire în ristare ca pe soare și pânit grozitor. Acolo când n-are treabă orice babă este venit cum la an. Viața aceea și palpită e lipsită de confortă și de cal. Dormire taiere mele și mereu îmi face semne. Dă-l chiarăși la pridvoare și să-i bat în geamă floare. Să arunc doar o privire unde taică meu ca mire a fost mâna pe chimeră cu lumea la butonieră. Trânse doar în zor de zi, aruncați-i flore scăldătoare, dacă o fi șopătimi, florile lor le cuii. Voi suror
aș prinde în parc o lună de sol, stropită cu flori. Încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să-ți dorești un lucru ușor, fiindcă ai trecător. Dacă e un strop de ploaie în palma, ai să vezi că nu e atât de greu să speri. Furora să te lumină, încearcă-n ea să crezi și ridică-ți fruntea înspre cer. Aș prinde în parc o lună de sol, stropită cu flori. Încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să-ți dorești un lucru ușor, fiindcă-i trecător. Cine trece în Valea Seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvălit, Andrei Popa să disprețuiască ascunsa taină dintre noi, prejudecata omenească, arunce-n caleți cu noroi. Prejudecata omenească, arunce-n caleți cu noroi. Și pasă cu... În fața minolilor lumii, așa de sus e, nu plec genunchii, nu cercesc, la fel cu tine în gândul lumii, nici să iubesc, nici să urăsc. La fel cu tine în gândul lumii, nici să iubesc, nici să cercesc. În ziua e vântul, frate, ce bați de acum la moarte, ia secunda ce mă ține fără moarte și pe mine. Ziua dorul mă coară greu ca pietrele pe moară, iar noaptea domnie flori mari pe insomnie. Hai să-mi cadu să ajung când mi-am fost odată în drum, să beau apă de cuvânt unde mai ca mă mai joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andrei Popa, hoț bărba, Andrei Popa, hoț bărba. E haidu și e vestit Andrei Popa cel voinic, e haidu și e vestit
iubesc, tu te-ai spau, cum îți bar, mă scumați ca o cumă spar, dar e închidă cum îți bar. Mai măruntă sau mai mare, să se întâmple o minune, o străsări pe disperă, și toți vor să pună mâna ca-ți dragă de chimeră. Domnilor, pe scenă a urcat o trupă aflată la debut la chitară bas Iosi Capul, chitară Nicu Batoi. Ce s-a întâmplat? Eu nu știu, parcă lipsește cineva. Horea, te rog, ajută-mă, te rog frumos. Dar ce? Dar ce s-a întâmplat? Lipsește domnul. E Adi? Adi? Da, și el, dar încă unul. Încă unul? Încă unul mai lipsește. E Mani? Dar cine, domne? De cine, cine lipsește? Păi ăla care îi... Ăla care e. Cine lipsește? Domne... Dar voi știți? Dragi domnilor, pe 31 iulie 1949 se năștea legenda, se năștea omul, se năștea tatăl, se năștea cântărețul, se năștea omul în al cărui surâs îmi văd toată copilăria și tinerețea. S-a mutat în stânga, se pregătește să vină, se pregătește să coboare pentru prima dată de la balcon, în ropotele de aplauzele tuturor. El este omul, el este legenda și-a pus pălăria, bine chiar acum. Este îmbrățișat, este sărutat de fane, este dornic să ajungă lângă noi, aici pe scenă. Atenție, atenție, cum intră? Lumina, hai, dă-ți o lumină. Lumina, așa. Atenție, când zic și, toată lumea se ridică, stai așa. Atenție. Momentul vieții mele. Mircea Băniciu!
credeam că se va întâmpla. Do major, da? Cine trece în Valea Seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andrei Popa o zvărbat, Andrei Popa o zvărbat. E haidut și e vestit, Andrei Popa cel voinic toată. Trage vir din drumul mare și din țară peste tot, fug neferii cât ce pot, fug neferii cât ce pot. Căcelare o pușcă plină cu trei monți la rădăcină și-ar un murg de patru ani care mușcă din dușman, care mușcă din dușman. Și au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic, Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. El ne-a dat speranță atunci când a fost tiner. El ne-a dat bucurie atunci când cânta. El a fost cel care ne-a adus o speranță și libertate în momentele grele. Și acum, după Revoluție, ne-am bucurat în permanență de zâmbetul lui, de prezența lui senzațională. Pe scenă acum, doamne și domnilor, alături de Yoji, alături de Mirș și alături de Costin Petrescu, sunt trei membri ai trupei Phoenix. Iată-i! Când vreodată îi vom mai vedea împreună, faceți o poză cu cei trei să vă rămână pentru sufletele voastre. Cei trei vor începe turnee în perioada următoare. Yoji Capel, Costin Petrescu, Mircea Baniciu, dacă era și Covagei, ce era Phoenix. Lasă că o să avem un nepoțel. Da, lasă-mă! Deci, stai că nu s-a terminat. Doamne și domnilor,
Ce, credeți că s-a terminat? Nu, abia începe concertul. Nu ți-am spus? Vine chiar acum pe scenă pentru o surpriză specială pentru Mircea, reprezentant al Consiliului Județean Timiș, șef birou turism și evenimente. Bruxanda Adam, care înmânează un trofeu, a trophy, yes. Da, a trophy. She comes the sun, na 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 na. Eram Beatles fani. Doamne și domnilor, sărutări, îmbrățișări, iată trofeul recunoștinței, o senzațională întâlnire. Nu se înțeleg bine care e trofeul totuși. Iar acum domnișoara Roxandra Adam vă va spune ce piesă preferă de la Mircea Baniciu. Da, o să ajungem și la asta. Îmi pare rău, n-a fost ușor să ajung la dumneavoastră. M-am străduit un pic și n-am reușit din prima, dar am reușit acum. La microfon, am înțeles. Sunt aici ca să vă mulțumesc, în primul rând. Vă mulțumesc pentru acest regal al bunei dispoziții pe care, de care am avut parte astă seară, grație dumneavoastră, și mai ales pentru 50 de ani, mai bine de 50 de ani de carieră, în care ne-ați oferit... De cifre, fără... Niște ani de zile. Niște ani impresionați. Și așa cum spunea și domnul Obradov înaintea mea, noi timișorenii asociem Phoenix-ul mai degrabă decât cu orice altceva cu vocea și cu persoana dumneavoastră. Așa că vă mulțumesc, îngăduiți-mi să vă ofer acest trofeu al recunoștinței din partea Consiliului Județean în numele domnului președinte Alin Nica și sper că ați resimțit măcar o parte din bucurie și dragostea publicului care a fost în sală și a luat parte la acest spectacol. Și vă iubesc, vă mulțumesc. Atunci... A fost o seară în care... Mulțumesc, mulțumesc. Trofeul recunoștinței. Încă un trofeu. Vă și piesa, domnule. În sfârșit... În sfârșit, Timișoara vine ușor, ușor la locul ei și înspre valorile ei. Vă mulțumesc frumos, Timișoara. Acestea sunt vremurile, las că țin eu. Acestea sunt vremurile de care ne bucurăm cu toții. Le mulțumim tuturor celor care au fost astăzi lângă noi la această frumoasă, acest frumos regal, așa cum s-a spus. Doamne și domnilor, mulțumim foarte mult lui Vali Rudolf. Îi mulțumim foarte mult lui George Nemezi, care ne-a făcut astăzi sunetul. Le mulțumim tuturor celor care au fost pe scenă și bineînțeles că nu vom uita vremurile. Seara aceasta se încheie cu vremurile care mereu vor fi lângă noi. Hey! Uita și tras de trai. Îi loveam ce umblai la mon jardin. Îi bunic cu monoclul erai și îi cantam cu picioarele în tavan. Toată-o fost la timpul lor ce pare să-i.
Eșarfă-n dar.